Viv la mumi. Așa. Viv la mumi. Așa vreau să zic. Viv la mumi. Așa vreau să zic. Cine zice? Dani. Iar ești cu mumia, cu sarcofagul. Eu știu așa, viv la muzic. Băga mi-aș pula în el de vis. E timpul să ne uităm la hentai. Este perfect. Prindeți-l. Ești bine, tinere. Ție ți se pare că e bine? E mort. A, șeful ne-a spus să-l aducem în viață. Și ce facem? Pune cătușele de stracul pe cap, îl aducem așa. Faceți loc, faceți loc, băga-mi-aș pula, apoi faceți loc. La dreapta, la dreapta! A murit mort! A murit mort! Aruncă repede pe masă! Lumini! Veți, Ivanilor, uitați și aici cidru, și aici aveți toată ziua cu sticlele pe tablă, știți, bă, de băutură, nu vă e de cine? Bună ziua! În ce halva? Ce ai scris? Uite, dă-i una în cap din partea mea, dă-i una în cap, dă umbră, da? Umbră cu mâna pe sub bancă, cu tot felul de scurcăciuni. Nu mai era pe Dumnezeu. Scoate telefonul de sub bancă. Tu! Ești atât de asta, nu vezi că eu mă uit aici și se vede că ai telefonul? Și că lucrez cu infraroșii? Chiar nu ți-a dat seama. Câtă inconștiență! Cine pula mea ești tu, mă? Dați-mi drumul, că de nu-mi dau eu drumul pe voi. Trufandaci ești! Lanțurile astea nu mă vor ține la nesfârșit! Eu te-am salvat, eu te omor! Să te văd! Treci în coa! Simte-mi furia! Te-ai futut scheletul, bătii! Iată-mă din nou, etern învingător! Tu ce ai mai pățit, măi, nesăbuitule? La o parte din calea stăpânului! Acest drum pare blocat. Asta îmi dă o idee. Marș! O ambulanță.
pornește. În sfârșit, liber. Un dirijor nu moare niciodată. Acum că treaba este gata, înapoi la hentai. Mai aveți o șansă.